Și aceasta pentru că m-au părăsit și s-au închinat înaintea Astartei, zeița sidonienilor, înaintea lui Chemosh, dumnezeul Moabului, și înaintea lui Milcom, dumnezeul fiilor lui Amon, și pentru că n-au umblat în căile mele ca să facă ce este drept înaintea mea și să păzească legile și poruncile mele, cum a făcut David tatălui Solomon. Nu voi lua din mâna lui toată împărăția, căci îl voi ține domn în tot timpul vieții lui, pentru robul meu David, pe care l-am ales și care a păzit poruncile și legile mele. Dar voi lua împărăția din mâna fiului său și îți voi da 10 seminții din ea. Voi lăsa o seminție fiului său pentru ca robul meu David să aibă totdeauna o lumină înaintea mea la Ierusalim, cetatea pe care am ales-o să pun în ea numele meu. Pe tine te voi lua și vei domni peste tot ce îți va dori sufletul, vei fi împăratul lui Israel. Dacă vei asculta de tot ce îți voi porunci, dacă vei umbla în căile mele și dacă vei face ce este drept înaintea mea, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut robul meu David, voi fi cu tine, îți voi zidi o casă trainică, așa cum am zidit lui David și îți voi da ție pe Israel. Pentru că m-au părăsit și s-au închinat la Astoret, zeul zeița sidonienilor, Chemosh, identificat cu Baal Peor, Baal Zebub, Marte și Saturn și Milcom, la fel ca Molec, adică rege, dumnezeul copiilor lui Amon, și nu au mers în obiceiurile mele, Derech, să facă ceea ce este corect în ochii mei și să păzească ordinele mele și legea mea divină, Mișpa, așa cum a făcut și tatăl său David. Milcon este același cu Molech și Moloch și înseamnă rege. Chemosh a fost doar un alt nume pentru zeul egiptean al soarelui, Amun-Ra. Comentariul biblic al lui Jamieson Fawcett Brown, volumul 1, pagina 486, afirmă: Moloch sau Moloch, care semnifică rege, a fost idolul amoniților. Numele său propriu era Chemosh. Corespondentul său egiptean, sau mai degrabă înlocuitor, era Amun sau Amun-Ra, regele zeilor. Statuia lui era din alamă și se odihnea pe un piedestal sau pe un tron din același metal. Capul lui era asemănător cu cel al unui vițel, era împodobit cu o coroană. Casa lui Israel stabilește sărbătorile false ale lui Apis, vițelul de aur. Ieroboam devine primul rege peste casa lui Israel și continuă să dea la o parte sărbătorile stabilite de Yahua și să instaleze în schimb sărbătorile false ale lui Apis, taurul din Memphis, Egipt, același praznic fals stabilit la muntele Sinai. El pune un vițel de aur la Betel și unul la Dan, aproximativ 880 înainte de Iașua. Ieroboam a zis în inima sa: Împărăția s-ar putea acum să se întoarcă la casa lui David. Dacă poporul acesta se va sui la Ierusalim să aducă jertfe în casa lui Yahua, inima poporului acestuia se va întoarce la domnul său, la Roboam, împăratul lui Iuda, și mă vor omorâ și se vor întoarce la Roboam, împăratul lui Iuda. După ce s-a sfătuit, împăratul a făcut 2 viței de aur și a zis poporului:
Destul v-ați suit la Ierusalim, Israele. Iată Eloahul tău care te-a scos din țara Egiptului. A așezat unul din acești viței la Betel, iar pe celălalt l-a pus în Dan. Și fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire. Poporul se ducea să se închine înaintea unuia din viței până la Dan. Comentariul biblic al lui Jamieson Fawcett Brown, volumul 1, pagina 336, are ceva de spus despre cei doi viței de aur. El a ridicat doi viței de aur, vezi Exodul 32 cu 4 și 8, taurii tineri Apis și Mnevis, ca simboluri egiptene ale adevăratului Dumnezeu. Comentariile spun despre vițelul de aur original de la muntele Sinai, Exodul 32 cu 4, la pagina 407, declarând astfel că taurul era considerat a conține sufletul lui Osiris Nimrod, zeul soare. Un astfel de taur era considerat a întrupa sufletul lui Osiris, soarele, numit Apis la Memphis, unde imaginea era neagră, și Mnevis la Heliopolis, unde era strălucitor sau galben. Mâine este o sărbătoare pentru Yahua, nu pentru Apis sau pentru Osiris, așa cum este consfințit după chipul lui, ci pentru Yahua. Și aceasta pentru că m-au părăsit și s-au închinat înaintea Astartei, zeița sidonienilor, înaintea lui Chemoș, dumnezeul Moabului, și înaintea lui Milcon, Dumnezeul fiilor lui Amon, și pentru că n-au umblat în căile mele ca să facă...